Situată la hotarul dintre cetate și șchiul Brașovului, școala a fost înființată în 1853, iar în acea perioadă parterul a fost amenajat ca bază sportivă pentru adulți, unde se făceau gimnastică, scrimă și balet. În perioada 1958-1979, în paralel aici funcționa și școala sportivă de elevi din Brașov, iar aceștia erau selecționați la toate unitățile de învățământ din Brașov. În 1861, școala a devenit Asociația de Gimnastică, iar în 1894, lacul din fața școlii a fost asanat, ulterior amenajându-se un teren de sport. Aici s-au pregătit numeroși tineri la diferite discipline sportive, vorbind de atletism, volei, handbal. Ei au urcat rapid pe treptele afirmării, obținând rezultate deosebite la competiții interne și internaționale, clasându-se pe locuri fruntașe. Din 90 se reînființează liceul cu denumirea Liceul cu program de educație fizică și sport. Cei mai valoroși atleți după 90 sunt, printre alții, și Elena Buhăianu, Nicolae Bus și Claudiu Stoienescu. La acest aniversar, cadrele didactice care au predat aici vorbesc cu emoție despre acele momente. Victor Vijoli, de exemplu, a condus unitatea de învățământ timp de 23 de ani. Cu o foarte mare emoție, pentru că în 1985 am venit ca profesor de matematică la această unitate școlară. Am întâlnit un colectiv deosebit de valoros. În acea perioadă școala funcționa cu clasele de la clasele a 5-a până la clasa a 10-a. Performanțe deosebite în domeniul matematicii. Elevii noștri, în proporție de 60%, intrau la liceul Andrei Șagună, care este emblema Brașovului. În același timp făceau și sport de performanță. Atunci când te atașezi de locul respectiv, devine parte din tine. Se dor de acele momente? Da. Aici este Elev Organia Florin, campion național, participăm la Jocurile Olimpice, la campionatele europene, la campionatul mondial, aici pe locul 7. Reprezentanții liceului se mândresc cu dublii campioni mondiali, antrenori emeriți și maestri ai sportului. În ultima perioadă, elevii unității de învățământ au obținut, printre altele, locul întâi la nivel național 800 de metri atletism, locul întâi la patinaj, competiții internaționale și locul întâi la cross, la nivel național. Am ales acest liceu pentru că practic atletismul de performanță de mai mulți ani, iar acest liceu mi-a oferit posibilitatea să mă antrenez la nivel maxim și mi-a oferit condiții necesare practicării acestui sport și dezvoltarea calităților specifice acestui sport. Ce performanță ai până acum? Sunt locul 5 național la 1500 de metri și campion județean. Am ocupat și locul 2 la crossul 15 noiembrie, un cross foarte important în județul nostru. Am obținut locul 5 la campionatele naționale ale României de junior 2 la proba de 5.000 de metri. Am reușit să obțin locul 2 la crossul 15 noiembrie, care este un cross important pentru județul Brașov. Cu echipa școlii am obținut locul 4 la campionatele naționale de cross ale României. Am ajuns de două ori împreună cu echipa la turneul semifinal din cadrul campionatului național al României. Datorită acestei performanțe și muncii mele am avut oferte de la Federația Română de Volei pentru a fi în lotul național al României. Ce spui de această ofertă? Mi-a părut bine sau de aceasta, este visul meu. Fosta elevă Izabela Samson, campioană națională la atletism și campioană balcanică, predă acum la acest liceu. Am fost elevă la acestui liceu cu performanțe notabile, iar acum le sunt profesoară copiilor care vor să aleagă drumul în sport și le doresc tuturor să ajungă și să treacă de performanțele pe care eu le-am avut. Un liceu de renume cu rezultate deosebite împlinește 160 de ani de la înființare. Au fost deosebit de multe nume. Avem pagini întregi pe care le putem umple cu numele elevilor noștri care au fost și au devenit apoi performeri în domeniul sportului. Nu pot să spun acum pentru că nu am timpul necesar să pot să înșir atâtea și atâtea nume remarcabile. Simțim aici aerul învechit al catalogelor în care au fost înscriși elevii noștri din anii vechi, din 1968,
care ne-au adus performanțe deosebite în domeniul sportului.